distinti participanti la simpoziona sui siti organizzati da Accademia Romana Federale Timișoara, Istituto de Studii Banatice Vito Maiorescu, Sustenericul Centenarul Banatului 1919-2019. Le spun bună dimineața și celor care încă se găsesc acum în tren, datorită profundă de aseară, căile ferate române au suferit mari avarii și am primit mai multe SMS-uri că se găsesc încă la masa de ieri în trenul de repartie. Îi salut cu același respect pe academicianul Dan Rubina, președinte de filiale din Timișoara Academiei Române, pe academicianul Florian Prima, președinte de onoare al filialei din Timișoara Academiei Române, și deopotrivă pe toți ceilalți distinși academicieni prezenți în sală. De asemenea, cu aceeași plecăciune, le spun un cald bun venit, sau poate mai degrab un răcoros bun venit, onoraților noștri invitați, în alta Sfinției sale, Ioan Țelezan, Mitropolitul Banatului, dr. Dan Ionescu, general de brigadă, 18 secretar de supraveghere de Cebal, Andrei Călin Lucaș, reprezentantul Consiliului Județean Timiș, și ar fi trebuit să sosească, dar încă n-a sosit, domnul primar, Nicolae Europu, îl salutăm în lipsă. În anul pe care l-am lăsat în urmă, am sărbătorit unul din cele mai importante momente în istoria modernă a României, centenarul Marii Unii. 1 decembrie 1918 nu este doar o simplă dată în calendar, ci porna desăvârșirii unei nații și a unui stat. Marea Unire, ca să-l citesc pe academicianul Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, este punctul astral al istoriei naționale. Din nefericire, Banatul nu s-a bucurat de acest moment istoric fără de magii, decât mult mai târziu, doar la mijlocul anului 1919. Administrația română în Banat s-a instaurat în 28 iulie 1919, dar soarele biruinței s-a instalat în deplinătatea sa pe cerul Banatului, în 3 august 1919, data la care, în Timișoara, și-a făcut prezența primele unități ale armatei române. Așadar, stimați invitați, stimați participați la simpozion, suntem la 100 de ani în distanță de aceste memorabile evenimente din istoria Banatului și pe care, evident, nu le puteam trece cu vederea. Manifestarea noastră de astăzi este dedicată tocmai acestor evenimente, acestor momente și ne rugăm un sfânt omagiu adus tuturor celor care s-au jertfit pe altarul acestui ideal. Cu aceste cuvinte puține de introducere, declar deschise lucrările simpozionul nostru științific cu participare internațională, desfășurat, cum spuneam, sunt genericul Centenarul Banatului 1919-2019 și invit la microfon pe academicianul Dan Rubina, președintele filiale din Timișoara a Academiei Române. Gracias.
nostri rappresentanti loro di esercizi, alla famiglia, funzione, de cartează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor iubite de dânsii România. Adunarea proclamă, în deosebi dreptul inalienat al națiunii române, la întreaga natură, cuprins între Mureș, Tisa și Dunăre. Legea unirii nu a fost apoi ratificată prin decret legal la 11 decembrie 1918 de către regele Ferdinand fiind votată de adunarea deputaților în ședința de 29 decembrie 1919. Această rezoluție, decretul legal, votul din Marea Adunare Națională, din păcate, să spunem, n-au realizat nici de iure, nici de facto și unirea Banatului cu țara. Să mai spunem că dacă Basarabia nu și-a decretat unirea Marii, 18, iar Bucovina, 11, iembrie, 18, că dacă la adunarea națională de la Alba Iulie, Banatul a fost foarte consistent reprezentat de delegați venind din 254 de localități bărățene, din Timiș, județul Timiș și din județul Caraș, în total cu delegații și cu cei veniți individual, apropiindu-se de mii de participanți, cu proclamația, nu, care tocmai am dat citire, nu, în partea ei care se referea la și unirea Banatului, acest lucru, sigur, nu a fost suficient. Ba, ar mai trebui să spunem că participarea acestor români bărățeni la Marea Adunare Națională s-a făcut în condiții deosebite de dificile. Și poate că e bine să reamintim aici câteva cuvinte, pentru că sigur vreme simpozitorul vor trata și vor dezvolta aceste aspecte, care a fost cauza, care a fost cauza. În 13 noiembrie 1918, la Belgrad, s-a semnat Convenția de armistițiu între reprezentanții Guvernului Maghiar și comandantul trupelor andante în Balcani, fără a se fi consultat la vremea respectivă nici Consiliul Național Român din Transilvania, nici Guvernul Român. Să mai spunem că în acea perioadă nu se dădeau lupte grele dintre armata română și trupele germane conduse de Martin Sebastian. Armata română fiind în partea a Moldovei din teritoriul țării românești. În urma acestui armistițiu, deci armatele sârbești au intrat pe 14 noiembrie în Banat și în curs de săptămână, deci au ajuns până la Mureș, așezându-se pe linia Sighetului. S-a instalat în faza administrației militare, s-a instalat în faza a doua administrație civilă. Administrația sârbă a Banatului, luând măsuri împotriva populației românești, începând prin aceea, primul rând prin aceea, prin a inhiba tendințele umaniste și, evident, prin blocarea participării bărățenilor la adunarea națională de la Alba Iulie. După proclamarea Unirii, persecuțiile armatei sârbești s-au intensificat în mod substanțial în teritoriul care se afla sub, deci, cel așa, administrarea militară a sârbești. În aceste condiții, în ianuarie, deci, a sosit generalul Bertinov
Acestea au intrat în estul Banatului începând sfârșitul lunii ianuarie și apoi treptat până în sfârșitul mai și iunie până la marele serviciu sau pas. Urmând, așa cum a fost prezentat, să spunem aici, nu? Ca în 11-13 iunie Consiliul Suprem a Conferinței de Pace de la Paris să decidă și să comunice României, decizia finală privind granița dintre România și Ungaria, dintre România și Serbia, în sensul de două treimi teritoriului venea României, o treime venea Serbiei. În aceste condiții, la 28 iulie, administrația română s-a instalat în Banat, iar 3 august 1919, Timișoara a lucrat primele ale armatei române. Doamnelor și domnilor, iată deci de ce celebrăm în mijlocul veii anului 2019 centenarul Unirii cu Banatul, cu țara. Fiindcă, așa cum spuneam, deși la 1 decembrie rezoluția adunării naționale stipula dreptul inalienabil al națiunii române la întreg Banatul cuprins între Mureș, Tisa și Dunăre, respectiv unirea acesteia cu legatul României, această unire, așa cum spuneam, nu s-a putut realiza atunci, nici de iure, nici de facto, și doar odată cu pune instaurarea administrației române în capitală Banatului la Timișoara de 3 august 1919. Iar unirea nu a fost simplă. Aspectele sociale, politico-economice, diplomatice, militare au fost complexe, iar unde ori din secundă la limba. Să mai amintim aici, nu, că începerea din anul 1989, ziua de 3 august, a fost declarată de către Consiliul Local ziua Timișoarei. Sigur, vă puteți întreba dacă e 3 august sau 28 iulie, de ce facem această sărbare până acum, în sfârșit de iunie. Din rațiuni foarte, să zicem așa, simple și pragmatice. Fiindcă acele date sunt în mijlocul vacanțelor academice, concediilor, despre toate acestea, nu? Acest simpozion, intitulat Centenarul Banatului, în 1919, prin cele scrise, conținute în volumul pe care l-am primit, prin volumul cu documente extrem importante, deci, conțin o serie de monografii pregătite pentru a fi pe masă, Consiliul deci, Suprem al Conferinței de Pace, susținând la dumneavoastră, spune, în momentul pentru Banat. Toate acestea, nu, sigur, vor furniza informații și dăduiri. Sunt lucruri despre care nu s-a discutat deloc, spunem, înainte de 1990. Probabil că specialiștii